Bună ziua, bun găsit la o nouă ediție de Sport Club. Este luni. Trecem în revistă. Ultimele noutăți din sportul buzoian, numai departe de joi. Gloria a susținut o conferință de presă înaintea meciului de cupă cu Știința București și am aflat că programul Gloriei este din nou încărcat. Ba din cauza federației, ba din cauza faptului că așa s-a nimerit, nimeni nu știe ce se întâmplă. Cert este că mâine Gloria dispută optimile Cupei României în deplasare la București, iar vineri va veni Rapidul la Buzău. Despre handbal și nu numai, vorbim astăzi cu jurnalistul sportiv Andrei Pițigoi de la Buzău Sportiv. Andrei, bine ai revenit la noi. Bine, am găsit și mulțumesc de invitație. Acum două săptămâni avuserăm un record, așa, 3 meciuri disputate în 7 zile, cu drumuri făcute între ele. Păi cam asta înseamnă performanță. Da. Iată, acum din nou, păi da, știi cum e, că numai Buzău are program de ăsta. Iată, acum din nou avem cupă, după aia avem Rapid, apoi deplasare la Bistrița, apoi acasă cu Zalău. Cum ți se pare? Ultimele două partide mi se par importante în toată ecuația asta, adică din punctul meu de vedere ar trebui într-adevăr să facem un efort să ne concentrăm pe cele două jocuri. Partida de Cupa României mi se pare un joc accesibil unde, dându-mi cu părerea, aș folosi jucătoarele care nu au un număr de minute atât de mare acumulat în actuala stagiune. Următorul joc cu Rapid va fi mai mult o confruntare a galeriilor. E de discutat. Știu că și cei de la Peluza Crâng pregătesc ceva pentru această partidă. Știu că și cei de la Rapid vor veni să susțină favoritele, mai ales că Rapid București, dacă nu mă înșel, a bifat cele mai răsunătoare două transferuri în intermercatul, în pauza competițională. Asta ziceam, că s-au cam întărit și Rapidul. Apropo, dacă ne aducem aminte, dăm așa un pic înapoi și ne întoarcem în etapa a treia, cred că era. Noi am bătut Greuți la Rapid. Greuți. Da. Chiar mi-aduc aminte, dacă nu mă înșel, ne-am și văzut imediat după acel joc. Pentru că ridicasem problemele de omogenitate. Tocmai venise Coco Mihailă, care deja avea lotul făcut, nu știu dacă să ceamte exact discuția. Și în ciuda faptului că întâlneam un adversar facil, la prima vedere, punând în paralel loturile celor două echipe, ne-am impus destul de greu acolo. Sunt optimile Cupei României, totuși, spunea și domnul Ilie, până la urmă trebuie încercată și Marea Cusarea, chiar dacă în general, cluburile mari, așa cum ne place să credem că este Gloria, cel puțin la handbal, nu-și fac un obiectiv din cupă. Da, din punctul meu de vedere. Sunt totuși optimile, cine știe, mai există unul Cluj pe acolo. Trecem și de sfertul și ajungem în Final Four. Foarte multe echipe, de opotrivă la fotbal cât și la handbal, tratează, și fac o mare greșeală, cu superficialitate a doua competiție internă ca valoare. Pe fotbal aș argumenta cu Metalul Buzău. Înțeleg echipele de Liga 3 când își doresc un parcurs în Cupa României din cauza costurilor. Dar echipele precum Gloria Buzău în Liga 2 cred că își pot face un obiectiv din a pătrunde în faza 16-milor sau a optimilor, aducând în speță un adversar din Liga 1, un adversar de valoare sau cunoscut, pe teren propriu, pentru că se joacă pe terenul echipei care provine din eșalonul inferior. De asemenea și la handbal. La handbal, din punctul meu de vedere, având în vedere că fazele cupei sunt eliminatorii și nu sunt atât de multe, chiar susțin cu tărie că este cel mai ușor drum al oricărei formații către un parcurs internațional în următoarea stagiune. Da. În speță și al Gloriei Buzău, lucru pe care l-a admis și Romeo Ilie în conferința de care i-am amintit mai devreme. Chiar dacă nu o să fie. Acum să sperăm că în sorții ne vor hărăzi un adversar mai puțin dificil în sferturi. Pentru că eu, cel puțin eu, nefiind specialist, nu pun problema calificării în faza calificării următoare. Sferturile sunt practic pragul către faza competiției care, asta e, vine Final Four-ul unde vor juca, nu știu, CSM, probabil Râmnicu Vâlcea, sigur, aproape sigur. Poate și Gloria, și sunt echipe care s-ar putea duce în cupele europene de pe locurile alea eligibile, 1+3. Da. Pe care de consecință, dacă una din primele 4 clasate va fi în acest Final Four, să spunem, al Cupei României, ocupanta locului 5, locul 5 din Liga Flor va deveni eligibil pentru participarea în competițiile internaționale.
Și practic am jucat la două capete, fiind foarte aproape de îndeplinirea oricăruia dintre aceste două obiective. Gloria Buzău are un obiectiv, clasarea pe locurile 1-6. Nu cred că soarta ne va fi atât de cudă încât să ne clasăm tocmai pe locul 6 și să fim eliminați în faza sferturilor, în Cupa României. Adică avem o șansă de care, dacă știm cum să profităm și cum să ne gestionăm resursele, într-adevăr vom face un pas mare spre Europa. Da, mulți ar spune că Liga Florilor, ocuparea unuia dintre primele 4 locuri sau chiar 5 în Liga Florilor, e un obiectiv mai greu de îndeplinit decât Cupa României, decât accederea în Final Four. De ce? Că mă uitam pe lista de meciuri care vor fi disputate în retur, iar programul Gloriei este foarte, 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 foarte greu. Noi am avut, acest fapt ne-a avantajat în prima parte a stagiunii, când am disputat foarte multe jocuri importante pe teren propriu, bineînțeles, cu excepția marilor partide. Lucru care ne-a ajutat, pentru că am avut un avantaj mic în faptul că jucăm pe teren propriu, am avut un avantaj mic, avem jucătoare valoroase, dar totodată că omogenitatea nu era pusă la punct, fiind în faza incipientă a competiției, Coco Mihailă venind de târziu, unele jucătoare fiind transferate pe ultima serie de metri, adică nu prea ai avut cum să lucrezi la capitolul omogenitate și automatisme de joc în prima jumătate a campionatului. Am avut acest noroc, dar în retur cred că suntem pregătiți ca și echipă să înfruntăm cele mai puternice echipe, chiar și în deplasare, cu speranța vie sau poate cu o șansă la victorie. Vom vedea chiar acum, că după meciul cu Rapid mergem la Bistrița. Nu vom avea să luăm ușoară la Bistrița și nici în confruntarea ulterior cu la Zalău. O săptămână cu Zalăul. Da. Se observă totuși o mare diferență. Am văzut meciul cu Craiova. Echipe despre care inclusiv comentatorii TVR spuneau că pleacă oarecum cu șansa a doua. Despre Craiova spuneau chestia asta. Pentru că nimeni nu s-a așteptat la evoluțiile surprinzătoare ale SCM Gloria Buzău. E bine, se observă, și domnul Mihail a recunoscut-o, e o diferență mare între jocul Gloriei din sala sporturilor de la Buzău și prestația fetelor din deplasare. E o diferență pe care niciun tehnician de la Gloria, nici domnul Ilie, nici domnul Mihail, însuși șeful secției Bogdan nu și le explică. Se întâmplă ceva cu fetele în momentul în care nu mai joacă acasă. Știi cum e? Dacă, să zicem, erau niște fete de 20-21 de ani, demoral, înțelegeam care, diferența. Din punctul meu de vedere, sportive cu experiență. Exact, au ajuns la maturitatea sportivă. Ines a jucat 3 ani la Râmnicu Vâlcea. Pot gestiona asemenea momente. Da, de unde e diferența asta? Că e de la cer la pământ. Nu pot să-mi explic decât, nu știu, poate că au suport al publicului sau poate sunt niște lucruri de factură psihologică care împiedică fiecare jucătoarea Gloriei Buzău să se exprime la potențialul maxim în partidele din deplasare. Poate sunt privite cu prea multă relaxare, pentru că din punctul meu de vedere nu ar avea ce problemă să fie de ordin fizic sau de ordin tehnico-tactic, din moment ce tu odată la două săptămâni înregistrezi niște rezultate bune venite tocmai în urma unor jocuri foarte bune. Tocmai asta ziceam, că sunt niște sportive, e un epitet, nu știu dacă e cel mai fericit, da, hârșite prin competiții. Vorbeam de Ines. Ines vine după 3 ani la Râmnicu Vâlcea. Iuganu la fel, este golgetera la zi a Ligii Florilor. Are super experiență. Cele două fete care au venit de la Roman au experiența cupelor europene. Adică sunt handbaliste care știu cu ce să mănâncă un meci în deplasare. Ei bine, cu toate astea nu performează în deplasare absolut deloc. Să sperăm că acest lucru se va schimba, pentru că asemenea multora dintre iubitorii sportului din Buzău îmi doresc să văd competiții europene la Buzău, competiții în care să evolueze echipele din Buzău, nu doar să împrumutăm sala sau stadionul. Până un alta vineri de la ora 19, da, 7 seara, avem cu Rapidul, s-au anunțat deja, au cerut
al Vișinii au cerut 200 de bilete pentru suporteri. Nici nu pot primi mai mult, că aici se judecă pe legea 4, legea numitică Dragomir. 10% din capacitatea sălii. Da, aproximativ 10, pentru că mai rămâne și o zonă tampon între, iar noi avem dezavantajul, mă rog, sala sportului are foarte multe dezavantaje și eu mă mir că încă mai este omologată pentru competiții precum Liga Florilor sau Liga Zimbrilor. Avem dezavantajul faptului că avem doar două tribune, adică noi nu avem peluze, ceea ce face foarte greu de delimitat sectorul gazelor de sectorul oaspeților, pentru că înseamnă o pierdere foarte importantă în zona, în zona tampon. Da, la handbal, bine, a fost și aici e un precedent, din păcate, în Liga Florilor, în afară de incidentul care s-a petrecut la Craiova, când galeria Rapidului a fost evacuată, i-am văzut pe băieții de la Râmnicu Vâlcea, de exemplu, care a venit la Buzău. Super civilizați. Chiar super civilizați. Iar handbalului sunt însă, apropo de civilizați, râd pentru că mi-am adus aminte de declarația domnului Ilie. A fost un cuvânt nefericit. Cert este că va fi frumos. 200 de suporteri ai Rapidului vocali, să le zicem vocali. Nu necivilizați. Energic. Da, da, da. Nici de cum necivilizați. O declarație nefericită domnului Ilie. O să fie frumos, o să fie ceva aparte. În sport și în precădere în sporturile de echipă, atât în fotbal cât și în handbal și poate și în alte sporturi, dar acestea două sunt privilegiate la noi în România. Cel mai important din punctul meu de vedere este publicul. Este important pentru noi ca jurnaliști, este important pentru ei ca sportivi, este important pentru conducere, ca marketing, ca susținere morală și așa mai departe. Iar orice spectacol sportiv fără spectatori, da, nu știu dacă își are rost. N-avem noi tradiție, dar prin sări așa frumoase la greci, la basket sau la sări. La un derby iar o să Aris Salonic cu PAOK. Am văzut un meci acum 5 sau 6, mai mult. Când s-a întrebat meci, au aruncat băieții cu papelitos. Cu hârtii, da, în teren. A fost cred că pentru prima dată când am văzut, prima și cred că singura dată, când am văzut fumigene în interiorul unei săli și întâmplă. 60, nu exagerez, dar 22.000, 24.000 de oameni dansând simultan, practic tropăind. Că m-am întrebat, domnule, o rezista structura asta sau mă aștept acum să se... Se întâmplă și la derbiul dintre Steaua Roșie și Partizan. Am văzut și un meci în Super League Olympiacos cu CSK și am văzut și vreo 1000 de suporteri și la Galatasaray, de la Panathinaikos în deplasare la Sydney. Odată e pe YouTube. Cei care și-au permis. Cei care și-au permis e pe YouTube un clip, jucau un meci. Până la urmă despre asta e vorba. Trecem și la băieți. Am avut o săptămână dezamăgitoare. A venit Steaua la Buzău. Ne aminteam anul trecut, primăvară, Lupii scoteau un egal cu vicecampioana României. Acum n-a fost să fie, am pierdut așa, din nou pe ultima sută de metri. Există un proverb românesc, dar pe care evit să-l folosesc. Am pierdut la un singur gol diferență cu Steaua în ultima secundă. Rar ori, și mi se pare probabil unul dintre cele mai patetice lucruri, să dai vina pe arbitraj ca să-ți ascunzi tu neputința. Însă acesta este un joc în care pot spune liniștit, fără a avea nici cea mai mică remușcare de conștiință, că într-adevăr arbitrajul și-a pus amprenta asupra jocului. Au fost niște faze extrem de clare, iar eu nu sunt un împătimit al handball-ului astfel încât să îl cunosc în profunzime, în speță și tehnico-tactic și ca șmecherie, dacă îmi dați voi să folosesc cuvântul al arbitrilor. Spun asta pentru că mi s-a părut un arbitraj mecheresc, un arbitraj unde s-a judecat în compensație oarecum, dar momentele alese au fost total neprielnice. Una peste alta, HC Buzău a întâmplat această partidă cu un lot decimat. Nimeni nu s-ar fi așteptat la o partidă atât de spectaculoasă, spune, poate că este cea mai spectaculoasă partidă din actuala stagiune. Joc în care, deși am condus la 3 goluri în prima diferență Steaua, a trebuit în cele din urmă să ne recunoaștem învinși cu 2 secunde înainte de final. Apropo, Buzău vine după o experiență la fel de dureroasă, după ce a condus în deplasare cu vreo 5 goluri la un moment dat, tot la fel, la bătaie pe ultima 100 de metri. Se întâmplă, adică până la urmă poți să te gândești la asta, de ce pierdem pe final de meci de data asta? Asta este o mentea, n-am mai spus, mai veche a handbalului, însă a fost aplicată doar la fete.
atunci oficial echipei HM Buzău, titulatură pe care aveau fetele în urmă cu nu foarte mult timp, blamau pregătirea fizică, blamau faptul că nu au la dispoziție două jucătoare de valoare identică pentru cel puțin primul șapte și totodată eu tind iară să cred că este o resursă care se află în strânsă legătură cu psihicul și cu moralul jucătorilor / jucătoarelor. Anul trecut, sezonul trecut. Adică e o chestie de administrare, practic, ceea ce ai făcut în 50 de minute, poți face și în ultimul. Sezonul trecut blamam regula aia pe care a aplicat-o Federația Română de Handbal, în speță ultima clasată de la băieți merge în play-out cu 0 puncte, penultima cu un singur punct, cu toate că nu contează cât de strâns. Vorbind în continuare, mi se pare corect algoritmul. Este posibil ca regula pe care o blamau elevii lui Iodor Vodka să ne ajute pe noi anul ăsta? Clar da, pentru clar că, da. Pentru acum, că matematic sincer, vorbind de momentul în care hai să luăm și premisele. HC Buzău e pe penultimul loc cu puține puncte în față de Reșița. Pe cel mai negru scenariu. Cel mai probabil va termina pe penultimul loc. E mai pe imposibil să termine pe ultimul loc. Dar haideți să facem acest exercițiu de imaginație. Intră în play-out cu un punct. Și dacă intra cu zero? Este, din punctul meu de vedere, o lipsă de respect, ca să nu folosesc alte cuvinte, la adresa competitoarelor. Și acum am să-mi argumentez spusele. Nu e posibil să intri cu unul sau cu două puncte într-o fază finală restrânsă totodată a competiției care îți decide practic soarta după o evoluție de un an de zile în sezonul regulat. Păi tu poate nu câștigi niciun meci, da? Ai bifat înfrângeri pe linie din prima până în ultima etapă din sezonul regulat. S-a întâmplat anul trecut cu Universitatea Cluj. Perfect de acord. Iar noi, noi aveam 20 ceva de puncte și am intrat de pe penultimul loc sau de pe antepenultimul cu două puncte. Ai intrat în play-out cu 0 puncte, ai câștigat primele două jocuri, pentru că în play-out punctele sunt oarecum duble, aș spune eu. Și deja ai 6 puncte, victorie. Adică e foarte, foarte greu, cred că este și pentru antrenor, care trebuie să planifice momentul în care sportivii lor trebuie să atingă potențialul maximul formei sportive, tu practic pe ce să te concentrezi? Pe 70-80% din campionat, ceea ce înseamnă sezonul regulat, sau pe acest turneu final în care sunt implicate echipele care se luptă pentru menținerea în Liga Zimbrilor? Anul ăsta? Cred că ne vom salva de la retrogradare. Nu, ce crezi că s-a întâmplat de mergem așa de prost? Foarte multe dintre competitoarele noastre s-au întărit și spun acest lucru prin prisma transferurilor pe care au reușit să le facă. Și Buzăul are jucători destul de buni, jucători care vin cu o experiență în spate, jucători cu nume, însă cred că ar trebui să gestionăm mai bine finalurile de partidă, astfel încât să reușim să obținem puncte și în acest sezon regulat, chiar dacă aceste puncte, mă repet, pentru a treia oară, nu sunt atât de importante și aceste jocuri nu sunt atât de importante în speță cum sunt cele din play-out-ul stagiunii. Da, luăm o pauză de publicitate și revenim, vorbim și despre Gloria Buzău, dar și despre eternul derby, cel care s-a disputat aseară.